Salut și bine am găsit la un nou episod din Forza Horizon 3. Hai să continuăm și să vedem ce reușim să facem. În episodul de azi vom continua cu o mașină foarte, foarte interesantă și anume un Lamborghini Countach. E un Lamborghini foarte vechi, dar pe cât de vechi, pe atât de superb. Și chiar am vrut și mi-am dorit această mașină de foarte mult timp, așa că în sfârșit am ocazia să o conduc. Și asta din cauza că au fost și încă sunt reduceri foarte mari în magazinul din Forza și poți să-ți cumperi mașinile extrem, extrem de ieftin. Și cu ocazia asta cred că o să-mi cumpăr și Lamborghini-ul ăla cel mai nou, pentru că de mult mi-l doream și pe ăla. Dar hai să pornim minunăția asta de mașină. Uitați-vă cum arată dinăuntru. Doamne, ce superbitate! Îi dăm un pic de viteză și hai să vedem cum se descurcă ea pe stradă. N-am tunat-o absolut deloc. Vreau să văd cum se descurcă stock, asta ar fi și ideea. Și după aia poate mergem să vedem ce s-ar tuna la ea în modul vizual. Pentru că la motor... toate chestiile de motor sunt extrem, extrem de scumpe în general. Oricum, nu uitați, dacă vă place seria asta și mai vreți episoade cu Forza Horizon, nu uitați să apăsați și butonul ăla de like, apreciez foarte mult când faceți chestia asta și mă face să văd dacă vă mai doriți episoade cu un anume joc sau dacă nu. Cu siguranță, din ce am observat până acum, s-au strâns foarte multe like-uri la seria asta. De multe ori vă vedeam că apăsați butonul de like și că lăsați comentarii cu sugestiile voastre și ce mașini ați vrea să mai testăm în episoadele următoare, așa că eu cred că această serie va continua. Dar acum vom conduce mașina asta superbă. Am făcut-o cu albastru și cu portocaliu și mi-a plăcut foarte mult design-ul, cum arată așa. Se conduce foarte bine. Nu accelerează ea foarte tare, adică dacă te uiți la accelerație, am mers cu mașini mult mai slabe. Și băgau un top speed mai mare decât asta. Dar gândiți-vă că mașina e stock. Deci nu am tunat-o absolut deloc, exact cum am luat-o. Așa este momentul de față. Totuși, top speed-ul se duce destul de bine. Uitați-vă ce frumos ia curbele. Deci n-ai treabă cu mașinuța asta la curbe. 265, am presa că s-a dus în 270 sau ceva de genul. Dacă vreți voi să-mi spuneți în comentarii cât ați văzut voi top speed-ul la această mașină, cu siguranță voi aprecia. Dar o să vă arăt imediat ce chestii noi sunt în Forza momentan și știu că o să bagi update-ul de cu zăpadă foarte, foarte curând. O să trebuiască să-l cumpăr, dar o să-l cumpăr și o să vi-l arăt cu siguranță. Acum avem mai mult timp pentru că am mai terminat din unele jocuri și avem mai mult timp să facem și Forza. Bun. Azi în Black Friday Blowout se numește chestia asta și după cum vedeți zice acolo Why Day Last. Deci faci orice event, orice cursă, primești 80.000 cadou, cică, în bani. Nu știu, o să vedem, o să facem o cursă să vedem. După aia zice, cheltuie 200.000 și îți dă 3 wheel spin-uri. Asta e foarte mare chestia asta, pentru că dacă tu ai cheltuit 200.000, primești 3 wheel spin-uri la care poți să-ți faci bani înapoi. Sau poți să câștigi mult mai mult. Dacă câștigi noc și nu știu ce mai primești acolo și reduceri enorme la mașini. Și o să mergem și la magazin să vă arăt, chiar sunt mari. Adică Lamborghini-ul ăla cel mai nou, pe care vroiam eu să mi-l cumpăr, era ceva de genul 2.200.000 și acum e la prețul de 1.600.000. Deci reduceri imense, imense. Deci, nu, dacă aveți Forza și vreți să vă luați o mașină, acum e momentul. Că sunt reducerile de Black Friday și cu siguranță merită. Hai să vedem, deci eu sunt aici momentan, am putea să coborâm puțin până pe aeroport să facem un test de viteză cum facem noi cu mașinile de obicei. Avem decât 2,8 km până acolo. Îmi place jocul ăsta pentru că ai libertatea de mișcare și ai libertatea să faci absolut ce vrei tu. În general, mie îmi plac jocurile astea open world și la jocurile cu mașini nu prea ai jocuri open world. Adică sunt câteva. E, de exemplu, The Crew, mai e Forza Horizon. În trecut a fost Test Drive Unlimited 2 pe care l-am jucat foarte, foarte mult și mi-a plăcut ăsta. Ăla a fost un joc... pe care n-am zăluit prea curând. A fost un joc pe care îl jucam chiar zilnic. Dar din păcate Test Drive Unlimited 2 nu prea mai e. Adică nu știu dacă mai merg serverele, abar n-am, dar e vechiuț. Așa că pentru mine Test Drive Unlimited 2 a fost înlocuit de Forza Horizon 3. Și momentan eu mă joc de pe Xbox, de pe Xbox One. Dar l-am testat jocul ăsta și pe calculator și merge foarte ok. Chestia mișto e că dacă tu ai un Xbox One și ai și un calculator, te joci de pe Xbox One și pe aia când te duci pe calculator, reiei de unde ai rămas. Adică nu trebuie să o iei de la zero sau ceva de genul, nu. Pornești de unde ai rămas.
Deci o conectivitate între PC și Xbox. Și la fel și când te joci cu oamenii. Eu pot să mă joc cu oamenii care sunt pe Xbox de pe PC și invers. Ok, hai să dăm nebunia asta de mașină în spate. Uite cum arată, frate, ești nebun. Uite alea de aerisire, venturile alea, doamne. O bestie. Și pornim. Hai să vedem. Drum drept. Să vedem ce reușește să facă. Ea făcea o curs acolo sau ceva. Bă, dar îmi place prea mult mașina asta, ești nebun. E o mașină veche. O să vă arăt, dar cu siguranță e o mașină pe care eu mi-am dorit-o de mult. E reprezentativă. Adică când te gândești la Lamborghini și sigur te gândești la Lamborghini și la astea noi, dar te gândești și la asta, pentru că asta a definit într-un fel seria asta de Lamborghini. Se duce, asta am pus la mașina asta, 275, 276, 277. Se duce tare, dar după o perioadă de timp. Adică își prinde top speed-ul, dar mai târziu. Oricum, dacă aș vrea să o fac pe asta, să ducem 300-400 la oră, eu cred că aș reuși destul de ușor dacă m-aș duce să fac să tunez. Dar apropo de tunări și chestii și nebunii, hai să mergem la auto show. De fapt, o să dau, cred că pot să dau așa direct și dau un fast travel. Nu e nicio problemă, ajungem imediat. Și dacă vreți, o să mă bag să joc off camera, să mă joc să fac bănuții. Și în episodul următor o să facem rost de Lamborghini-ul ăla nou. Ce ziceți? Ați vrea să luăm Lamborghini-ul nou deja? Și să facem curse cu el și să fie al nostru, să ne plimbăm când vrem noi cu el? Eu zic că ar fi super genial, dar vreau să aud și părerile voastre ca de obicei. Na, hai să vedem ce tuning avem noi posibil la mașinuța asta. Mergem la upgrades, mergem la custom upgrade. Și ce mă interesează? Appearance. Hai să vedem ce putem să-i facem. Pot să-i pun în față chestia asta? Care, nu știu dacă e neapărat necesară, dar hai să o punem, mă costă doar 2000, nu-i mare chestie. Și în spate pot să-i schimb, pot să-i îi pun un spoiler mai mare. Parcă strică tot designul spoilerul ăla din, și chestia asta parcă îi strică designul într-un fel, nu știu. Ea e frumoasă așa cum e. Nu prea îmi vine să o schimb, arată absolut genial așa cum e ea. Bineînțeles, la motor pot să-i schimb diferite chestii, dar nu cred că o să facem asta acum. Și aș vrea să vă arăt. Stai să văd dacă pot cumva. Setup manager. A, nu vreau setup manager. Vreau să văd cum pot să fac să-i schimb camera. Nu știu exact cum se face. Barn finds, nu. Auto show. Da. Nu mai știu exact. Dacă mergem la garaj. Mergem la My Cars. Nu My Cars, la shop. Auto show, view all. O să vedeți că fiecare mașină e la reducere, dar absolut tot. Și dacă mergem noi la Lamborghini, o să vedeți ce reducere imens. Și uite, până și Bugatti-ul Veyron Super Sport e de la 2.200.000 redus la 1.540.000. Deci reduceri imense, frate. Deci, n-am mai văzut așa ceva până acum. E prima dată când văd astfel de reduceri și toate mașinile din joc sunt reduse. 2.300.000 redus la 1.600.000. Păi frate, normal că merită. E un Lamborghini Centenario și cel mai nou Lamborghini pe care îl avem disponibil din 2016. Cu siguranță vreau să mi-l cumpăr. Bine, sunt multe mașini, v-am zis. În jocul ăsta găsiți cam majoritatea mașinilor pe care le știți, pe care le vreți. Nu sunt mașini pe care să le fi vrut eu și să nu le fi găsit. Adică sunt destul de multe. Dar eu cred că voi, următoarea mea chestie pe care o să o cumpăr va fi acel Lamborghini. Bun. Hai să vedem, hai să facem și noi o cursă. O să ne uităm aici pe hartă și să vedem ce cursă. Văd că am campionatul ăla de jos, dar am impresia că am nevoie de o mașină specială pentru el. În schimb, văd aici o chestiuță. Hai să ne teleportăm la punctul ăla de jos. Și da, în momentul în care faci fast travel în jocul ăsta, te costă bani de fiecare dată, dar poți să reduci banii ăia prin acele plăcuțe de fast travel. Dacă tu te duci și izbești foarte multe plăcuțe de genul ăla, plata pe care o faci la aceste puncte de fast travel va fi din ce în ce mai mică. Și eu zic că merită. Adică să dai 5.000 ca să-ți scapi, să reduci din timpul în care ajungi tu la o cursă, e destul de ok, având în vedere că poți să faci chiar și 40.000 într-o cursă head-to-head pe care te întâlnești cu un om pe stradă. Ce faci asta, mă? Băi, ești nebun?
S-a băgat omul, dar se băga iurea, știi că... Omul intra în depășire. Nu știu, uneori... Pur și simplu îmi place să mă plimb și să, într-un fel, să respect regulile de circulație. E cam ciudat, știu, dar nu știu, pur și simplu îmi place. Și acum aici că să fac cursă cu asta. Nu e tunată absolut deloc, dar o să facem, o să încercăm. Nu vă asigur că o să ies pe locul 1 în niciun caz, pentru că nu e tunată și nu știu cum mă voi descurca cu ea, dar să sperăm că și celelalte vor fi tot mașini din timpul ăsta. Da, uite, și astea sunt la fel. E și un Ferrari acolo, de fapt sunt mai multe. Și toate sunt vechi. Dar mașinile astea vechi îmi plac, frate. Îmi plac foarte mult. Ferrariurile alea vechi. O, Doamne. Frumoase mașini, sincer. Chiar frumoase. Mi-ar place... Cui nu i-ar place să aibă o asemenea mașină? Cred că sunt și mai scumpe. Că posibil să fie mai scumpe că sunt mai vechi și nu prea se mai găsesc, mă gândesc. Nu știu, chiar nu știu, dar o să mă uit. De curiozitate, cât costă un Lamborghini de ăsta cum am eu acum, cum tac? Cât costă să ți-l cumperi? Na, second hand. În niciun caz nu cred că e ieftin. Altfel să-și ar lua toată lumea. Ok. Ușurel, ușurel, ajungem și noi mai în față. Știi, pe ăsta din fața mea tot Lamborghini de ăsta ca al meu are. Prietene, lasă-mă să trec, sunt cu Lamborghini, te rog. O, ce zonă interesantă aici, ești nebun, în baraj? N-am mai făcut cursa asta până acum, e o cursă complet nouă. Toată lumea pune frână că e curbă, ăla e cu Ferrari în față. Ah, fuck. Uite, vezi, la faze de genul ăsta, cel mai indicat este să dai timp înapoi și... V-am zis, sunt cu un beneficiu la Forza și, bine, acum au început mai multe jocuri să implementeze această funcție, dar posibilitatea de a da timp înapoi. Și eventual puteam să fac o curbă mai bună dacă puneam frână din timp. Și, în general, vrei să te iei după săgetuța aia de jos, dar eu pur și simplu vreau să bag viteză uneori și să nu mă uit la săgeată. Așa, 40% progres. E destul de lungă cursa. Problema e că, deși văd săgeata că se înroșește și tu zice, bă, pune frână, mașina asta, din cauza că nu e tunată, nu pune frână la timp. Și eu trebuie să pun frână cu mult înainte ca să se aplice. Hai, prietene, te crești mecher? Te crești mecher cu Ferrari-ul tău? Bă, dar e mișto rău de tot Ferrari-ul ăla. Mamă, câte mașini sunt în jocul ăsta. Și asta zic, de asta și am zis cu seria asta de Forza, atât timp cât vouă vă place, cât văd suportul vostru cu un like, cu un comentariu. Eu cred că va fi o serie foarte lungă și nu se va termina, pentru că sunt atâtea mașini în jocul ăsta. În fiecare episod eu pot să vă arăt câte o mașină și am face, cred că, 500 de episoade. Dar de obicei vă arăt mult mai multe mașini decât una singură. Depinde în funcție de episod. Dar pur și simplu sunt atât de multe chestii de făcut, deși în Forza, momentan, eu am terminat cariera. Adică am terminat chestia aia cu... Trebuia să facem cursele alea speciale și nu știu ce, știți voi. Le-am făcut pe toate. Dar n-are importanță. Sunt multe chestii. E un joc mare. Hop. Ah. Băi, ce mă enervează ăștia de aici. Deci uite cum i-au pus exact acolo ca să nu poți să te duci pe acolo în niciun caz. Și trebuiască să iei curba asta la perfecție. Trebuiască să pun frână maxim. Și deși am pus frână, tot se duce aiurea. Dă-i tare. Au pus buștenii aia acolo ca să nu poți să trec. Și să nu poți să tai drumul. Mamă, cum se aud cauciucurile când tragi. Frumos, frumos, frumos. Hai, dă-i tare, clean racing. Băieții aia sunt în spatele meu, nu au treabă. Eu în schimb încerc să mai reduc din viteză. În momentul care văd că e o curbă în față, decât să stau să frânez în ultima secundă, mai degrabă am o viteză mai mică, dar știu că pot controla mașina mult mai bine. Uite, de exemplu aici. Nici nu o mai accelerez, o las să meargă cu momentumul pe care îl are. Și după aia abia îi dau talpă după ce am ieșit din curbă. Oricum, cum se aude motorul asta, zici că e o pisicuță care toarce. Frumos. Chiar frumos. Toarce la perfecție. Dar e Lamborghini. Ce să ne așteptăm la altceva decât la perfecțiune. Bun, și acum, hai să vedem dacă... Băi, în principiu am câștigat un event, dar nu știu dacă se consideră ca și cum ar fi un event. Am dat 10.000 la ăsta.
Am făcut 72? Nu, am făcut. Eu suntem la limită la 72, cred. Și suntem la limită și la Festival Expansion. Deci mai facem o singură cursă și primesc și posibilitatea de a da la ruletă și posibilitatea de a face un expansion la unul din zone, la una din zone. Reward collected, 80.000. Fiți atenți că mi-a dat banii. Bă, ce faci, nebunule? Ăla e un... cred că e un Bugatti sau ce-o fi? Seamănă cu oamenii aia, dar nu e. Bun, ce altă cursă mai avem noi prin zonă pe care putem face? Asta e un bucket list și e hard, nu mă bag la el momentan. Dar mă interesează o cursă pe care nu am făcut-o. Hai să mergem să schimbăm mașina în primul rând. Că v-am arătat mașina asta destul de mult. Schimbăm mașina și după aia să vedem la ce ne băgăm. Vreau să mă bag la încă o cursă, vreau să fac un wheel spin, să dăm la rulet odată și dacă avem posibilitatea să facem și niște fani, să ne luăm un expansion la un festival. În momentul în care tu ți-ai făcut expansion la un festival, primești curse în plus, primești campionate în plus, primești tot felul de nebunii. Dar mergem la My Cars și hai să vedem ce mașină să scot eu din garaj. Avem o grămadă de mașini. Asta e new, asta n-am folosit-o până acum, dar nici nu e tunată și nu e pregătită de drum. În schimb, 8.1, 7.7, 7.9, 8.9, 8.5, 9.8. Un BMW M3. N-am mai scos de foarte multă vreme și asta e vaneta aia mai veche. Asta l-am câștigat la o cursă. M-am bătut cu cineva pe asta și i-am furat-o. Bine, i-am furat-o, am câștigat-o pe bună dreptate, dar zic, i-am luat mașina. Și uitați-vă ce superbitate, ia. Cum sună! Și asta e una din preferatele mele. Oh, am făcut deja wheel spin-ul. Stai așa că avem wheel spin-ul aici. Deci am făcut level. Doar nu știu de ce, dar l-am făcut. Hai, pică și mie ceva bine. Ferrari? Un Ferrari? Uite, e frumos Ferrari. No, de ce 10.000? Bine, îmi dă 20.000 că îmi dă cadou. Din cauza la VIP, dar... na. Ar fi fost frumos să primești și eu un reward ca lumea, nu... nu doar atât. Și putea să mai iau încă 30.000. Bum, și acum avem 1.000.000. Și tot ce trebuie să mai fac este să mă mai joc eu să fac 600.000 și mi-am luat Lamborghini-ul. Nu cred că e greu deloc. De fapt, cred că e super, super ușor și în episodul următor cred că o să avem deja Lamborghini-ul. Băi, o curs acolo. Cam departe ce e drept. Nu e aproape de nimic, e undeva la depărtare destul de mare, așa că o să conducem mașina asta până acolo și să vedem. Se strânge frumos ploaia pe parbriz, așa foarte realistic. BMW-ul ăsta, nu știu, e o plăcere să-l conduci. Uite cât de frumos se duce în 270 la oră, n-ai treabă cu el. Bine, e o mașină tunată, stați liniștiți că stoc nu se duce așa de tare. Dar se duce, uite, deja suntem în 300, foarte ușor de manevrat mașina asta pe stradă, n-ai treabă cu ea, uite, deja 306, lejer, n-ai... Deci nu mă chinui să iau curba, să nu știu ce... Mai faci și accidente uneori. Dar se manevrează foarte bine. Dacă aveți nevoie de o mașină care să fie o plăcere de condus pe traseu, asta e una din recomandările mele, din cauza că e și foarte ieftină. Normal de cursă și cursa asta e undeva pe plajă, pentru că acea cursă nu mă lăsa decât cu o anume mașină și nu aveam disponibilă mașina respectivă, așa că am zis că merită să facem cu acest BMW periculos. Ia uite ce frumos se vede și pe timp de noapte. Și... n-are rost să-mi cumpăr altă mașină acum din alea de care am nevoie pentru cursă. Pentru că v-am zis, strâng pentru Lamborghini. Și altfel ar fi destul de aiurea. Așa. E frumos așa, cursă pe timp de noapte cu toți băieții ăștia. Și mie, toată lumea are mașini de-astea mai vechiuțe așa, dar sunt tunate și se țin destul de bine. Adică ăsta din fața mea, nu știu ce mașină e aia. Cred că e tot un BMW. Da, e un BMW. E un BMW foarte, foarte vechi. Dar se ține bine, vedeți și voi, era în fața mea. Dar totuși, mașina asta e o mașină tunată special pentru curse ilegale de noapte, așa. Și atunci... n-ai treabă cu ea. Aia a fost notificat la telefonul meu, nu vă faceți probleme. Așa, ușurel, să vedem și noi. Avem 46% progres și ăștia sunt exact în spatele meu, să țin bine. Să trebuie să am grijă cum iau curbele, dacă mașina asta nu cred că îmi fac foarte mari probleme. Așa. Îmi place foarte mult bordul, cum se iluminează.
Portocaliu e superb. Mergi în 300 la oră și cotește ca și cum ar fi la 10, știi? Adică ce vrea mai mult de la o mașină? Ia uite și driftanul. Ia uite driftanul, ce frumos. Hai că l-am ținut bine, l-am ținut bine, nu mă așteptam să fie chiar atât de perfect. Și acum, ia să vedem cât câștigăm noi la această cursă, care a fost destul de scurtă. Ce-i drept, a fost destul de scurtă, ia să vedem. Rewards, 6900, bine, la rewards-urile astea nu prea mă interesează atât de tare. Mă interesează la fani și la fani, după cum observați, avem suficienți. Și acum, dacă noi mergem la un festival de ăsta, avem posibilitatea să-i facem un expansion. Vreau aici. Pot să fac un fast travel acolo sau mă obligă să merg până acolo? Ar fi ciudat să mă oblige să merg. Nu, mă las să fac fast travel. Și acum putem să facem o expansiune de festival. Foarte ușor și lejer. Și v-am zis, cu expansiunea vom primi o grămadă de chestii în plus. Așteptăm să ne facă și nou loading. Și am ajuns. Expand. Hai să vedem cum va arăta după ce facem expansiunea. Normal, din ce în ce mai mare se face și din ce în ce mai multe chestii apar. Ia uite, lumini și nebunii. O roată. Foarte mișto. Deci, am o să ne arate ce ne-a dat, la ce ne-a dat în loc pe hartă. Continue. Aici îmi dă niște reduceri la niște mașini, dar nu am nevoie momentan, că nu vreau să cheltuiesc banii aiurea. Ia uite câte curse și câte nebunii găsim. Abia aștept să bage harta aia cu zăpadă. Deci aia va fi genială. Nu știu exact în ce parte a hărții va fi, dar mă voi interesa și mă voi băga să cumpăr acel expansion, pentru că vom avea destul de multe chestii de jucat în el. Dar oricum, asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu acest joc, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!